I wish you welcome in Bucharest. The capital of our country has more than 1.5 million inhabitants. This representing 8% of the whole country's population. 47.5% of the inhabitants are men, and the rest are women. Bucharest stretches over an area of 970 square kilometers. The climate is continental with hot summers and the Athenaeum, the main concert hall, built in new classical style. And now the Palace Square, commanded by the monumental Congress Hall with 3,150 seats. In the middle of this new complex, the old Crețulescu Church, dating from 1722, a sample of Brâncovenesque style, resulted from the blending of late Byzantine style with folk art. Now we are driving again on the Victory Street. This is the first paved street of the town, dating from Brâncoveanu's time too. On our right, the central house of the army, designed by the Romanian architect Mai Marolu and built in 1912. We are now on one of the main boulevards crossing the town from east to west, having on both sides many movies, restaurants and all sorts of shops. Coboare lucrate din lână vopsită în culori vegetale, reprezentând zestrea fetei, alături de blide și cancee, alongside with pots and jugs, ștergare lucrate în război, towels woven at the loom, icoane pictate pe sticlă, icons painted on glass, sunt adunate în această cameră numită camera de parade. Camera în care sunt primiți pețitorii și oaspeții în zile de sărbătoare. Toate piesele pe care le vedeți sunt autentice, unicate, de o mare valoare artistică. Au fost confecționate în satul Șanț, Raionul Năsăud. Au fost confecționate în satul Șanț, Raionul Năsăud, regiunea Cluj. If you will excuse me, my colleague will carry on these explanations. It's all right. Tu, dar eu nu știu englezește. Thank you.
Marți a venit nebunul. Ce să-i fac? Claudia, Claudia. Oh, excuse-me. Mulțumesc. Dacă nici astăzi nu ești hotărâtă să-i spui da, nu înțeleg ce rost mai are să ieși cu el. Ei, nu, asta e bună. Știi că e haz. Doar tu m-ai obligat. Sigur, tot eu. Cel puțin nu-i cere să te ia cu el în avion. Știi doar că n-are voie. Ce voie, ce voie? Dacă mă iubește, să-și ia. El mi-a promis că ziua în care îi dau răspunsul, mă plimbă cu avion. Da. Și ce răspuns îi dai? Să-mi pun ochii roșii, ce zici? Ascultă, tu nu poți să fii serioasă un minut? E! Bine, dar numai un minut! Hai, ajută-mă! E, a trecut minutul! E. Claudia! Acolo, sus, poate o să am mai mult curaj! Pa! Bună ziua! A, sărut mâinile, Claudia.
503 și cu 18 fac 521. Mulțumesc. Mă bucur mult că te văd. Nu e nevoie să mă ceri pentru întârziere. Unde mergem astăzi? Dacă nu spui nimic, înseamnă că ești foarte supărat. La 503 minute în 3 luni, 18 nu mai contează. Ascultă, tu nu știi să aștepți. La o întâlnire, cel mai frumos lucru este așteptarea. Să știi că sunt absolut hotărât să nu mă cert cu tine. Astăzi, cel puțin. Aștept. Mihai. Nu vrei să ne împăcăm? Ba da. Dar nu aici. Sus. În cer. Nu chiar. Vreau să văd cum ești tu acolo. Hai. Armonios mă poartă ea boina. Oraș cu flori București, tu ai grădini ca-n povești. Sunt fericit că trăiesc și că iubesc. Dumneavoastră, Bucureștiul! Latitudine nordică 44 de grade și 23 de minute și longitudine estică 26 de grade și 7 minute. În stânga, expoziția economiei naționale. Noul cartier de locuințe, Pajura.
casa scânteii. Corpul central al clădirii are o înălțime totală până în vârful săgeții de 100 de metri. Asta le-ai învățat de mine. Și acum, parcul terestrău. Teren de acrobație? Da, pentru că pe malul lacului se află muzeul satului, muzeul în aer liber. Instituția cărei liniște a trebuit taci. Să fie grav perturbată în dimineața acestei zile, e un aviator care a vrut să știe. Arcul de Triumf. În linie dreaptă, Piața Victoriei. Te-aș ruga să taci. Recunosc totul și singură. La ce te gândești? La o nedreptate. Cum? Eu am visat întotdeauna înălțimile și neprevăzutul. Dar fac în fiecare zi același drum terestru și explic aceleași și aceleași lucruri. Iar tu, cel mai pământean dintre oameni, te întâlnești în fiecare zi cu cerul, cu poezia. Și mă întreb dacă tu de aici vezi altceva în jur decât butoane și manete. Șantierul Teatrului Național. Poate nu o să mai am prilejul. O să mai ai. Nu cred. Ieșim pentru ultima dată. Deci, și în ceruri, ca și pe pământ, vrei să știi și de ce?
Nu. Probabil e ceea ce se cheamă o nepotrivire de caracter. Eu sunt prea rațional, prea rigid, tipicar, precis, lipsit de romantism și imaginație. Un om care nu gustă cerul și poezia. Pe când tu ești romantică, visătoare, dornică de un pic de neprevăzut, un pic de aventură. Ceea ce alături de un om ca mine e un lucru imposibil de realizat. Nu există deci decât o singură soluție. Nu există niciuna. Ce soluție? Să coborâm. Să ieșim din nori. Mihai, eu nu am o părere proastă despre tine, să știi. Dar ție îți trebuie o femeie, cum să-ți spun, îți trebuie o femeie cu care să rimezi. Iartă-mă dacă e banal cuvântul. Bine, o să mă căsătoresc atunci cu o aviatoare sau cu o parașutistă. Deși prefer. Versul alb. Bucureștiul la altitudinea 600 de metri. Privește. Poate nu o să mai ai prilejul. Trenul de aterizaj. Asta am spus. Cum? Ce ne facem? Există vreo scăpare? Există, sigur că există șanse. Aterizarea fără roți pe burtă comportă mai puține riscuri. Statistic vorbim? Statistic! Statistic e un cuvânt înfiorător! Adevărat, ai dreptate. În cazul de față, statistica nu ne e deloc favorabilă. Nu l-a vreodată să aterizeze așa, fără roți? Nu, niciodată. Mulțumesc! Ai pentru ce? E de datoria mea să-ți prevăd. Mi-e frică. Ți-ai dorit un pic de neprevăzut? Atâta timp cât mai avem benzină, n-ai niciun motiv să-ți fie frică. Și când nu mai avem? Este vreo 10-15 minute. Ești chiar atât de tare sau... Tu nu ai nimic de regretat. Acum nimic. Sau aproape nimic. M-ai iubit chiar atât de mult. De ce vorbești la trecut? Mai trăim încă. De ce te-ai întors? Mi-am amintit ceva. Într-o zi am plecat fără butoane și fără manete. Avion fără manete? Da. Pentru că am plecat să caut poezia. Iartă-mă, nici eu n-am găsit alt cuvânt. Și ce ai descoperit? Răspunde-mi. Ce ai descoperit? E un secret? Nu. Nu e un secret. O bancă. Ne-au luat.
să știi că te-am mințit mai înainte. Adică nu te-am mințit. În sfârșit, vreau să spun că te iubesc. Dacă m-am mărit, dacă scăpăm, m-am mărit cu tine. Și cu nepotrivirea de caracter, cum rămâne? N-are nicio importanță. Cu timpul se rezolvă. Tu o să devii mai poetic. Eu mai realist. Atunci ne căsătorim. Da. Bine. Ne căsătorim, dar nu așa. Nu așa, fără aprobație, Mihai. Liniștește-te. Deci, ne căsătorim. Ar trebui să mă înțelegi și tu pe mine. Am să încerc. Dacă scăpăm cu viața. Știi? În viața omului prea multă precizie strică. 6:20. Liniștește-te. Vom ateriza din fericire cu precizie. Spui. Nu, vom ateriza imediat, am glumit. Trenul de aterizaj nu are nimic. Minți, Fridor, să... Nu, nu mint. Vom ateriza imediat. Știi cum se cheamă ceea ce ai făcut? Șantaj! Șantaj aerian? Așa-mi trebuie, aviator! Așa cum le prevezi tu pe toate, cred că defectarea trenului de aterizaj era și ea prevăzută. Poate chiar de la prima noastră întâlnire. Nu. Ideea mi-a venit azi în avion. Mai bine nu mi-ar fi venit. Ultima dată când ne-am văzut, mi-ai expus un fel de program îngrozitor. La 1 august ne căsătorim. Peste un an vrei să avem un băiat, peste 3 o fetiță. Am tine niște stat, adică un studiu. La 35 de ani te vei lăsa de fumat. E foarte recomandabil, există o campanie în întreaga lume. E drept, nici la Capșa nu se mai fumează. La a treia noastră întâlnire mi-ai spus că tu crezi că o să ne căsătorim. Știam încă de la prima. Atunci ce răspuns mai așteptai azi de la mine? Leagă-ți centura de siguranță. În sfârșit, mie mi-e indiferent. Fiindcă oricum tot nu mă mai căsătoresc cu tine. De data asta s-ar putea să ai dreptate. Vreau să știi că pana aceea imaginară de roți a însemnat pentru mine foarte mult. Am crezut tot ce mi-ai spus și te-am văzut deodată altfel. Nu sta așa și nu mai gesticula atâta. Și când colo știi cu cine semeni? Semeni cu un șahist care își cunoaște dinainte următoarele 10 mișcări pe care le va face și citește calm ziarul în timp ce partenerul se perpelește. Încetează! E ultima încercare. Halal, bărbat! Dar ce s-a întâmplat? Nu știu. Hai să vedem. Hai.
finit. Lasă-mă că... Mare noroc ai avut. Mai bine vezi dacă a spus contactul. Am blocat trenul de aterizare. L-am îngropat superficial. Inginerul... Iar pentru zbor deasupra capitalei cu pasager clandestin la bord, vei primi o sancțiune severă, Mihai. Au! Mă prinde! Hai! Ce s-o fi bucurând așa? Așa-s bucureștencele. Complexe. Măi, la 1 august ne căsătorim. La 1 august?